Salut! Noi suntem Cocolix! Și bine ați venit la un episod de Roblox! În casa bunicii, uitați ce bifar frumoasă e bunica, uite, stau în brațe la bunica! Eu stau în cap la bunica! Așa, hai, dar bunica, dar ce să mai spalte pe dinți? Deci numai 3 dinți, de aur, îți 3 dinți, dar de aur, știi, valoarea contează. Ce aluniță are bunica, dar ce training de casă are ea, uite, noi suntem nepoții ei, ne iubește tare mult. Bunica, ne dai și nouă niște bani din pensia ta? Sau un dinte, că îl dau la manetă. Să ne luăm o ciocolată? Dau la manetă. Un dinte, că îl dăm la manetă? Da. Tu cine ești tu? Ăsta e celălalt nepot. Da. Bunica, așa pe dumințile, hai să găsim o scăpare de aici, să fugim. Uite și tu, ne-a blocat. Și tu de ce stai aici? Îți place de ea, hă? Ne-a blocat. Ne-a blocat. Uite și tu, ne-a blocat. Cum putem să ieșim pe geam? Asta sunt ce aici, ușa asta. Pe ușă. Stai, ușa geam nu vorbă, nu? Am ieșit pe ușă. Astea sunt rufe. Felix, eu sunt în altă cameră. Are pisici, bunica. Oh, pisici. Și nici măcar nu și-a mai făcut curat. Asta e că mă moară pisicile. Mă moară? Mâțe. A, înțeleg eu. Știi ce e chestia asta de rufe? Aici cred că te salvezi, nu știu. Sau ciorapul ăsta ce e? Ia, vine aici după mine. Hai să mergem în camera asta. Hai să putem merge în camera asta. Aici e bine. Uite, asta se salvează, chestia asta. A, pe chestia asta se salvează. Da. Are bomboane, bomboane, ca să rămâne. Și are și lavă. Mamă, dar asta chiar e... Ce bine bun. Vezi cum sarcă sina, că sarcă mult. Ce bunică nebună. Așa, te descurci? Da, doar că m-am cam topit. Te-ai cam topit? Eu stau aici ca să fata asta să treacă direct pe ciocolata aia. Hai că poți, pe aia, direct pe aia, direct pe aia. Așa, direct pe aia, așa. Opa. Așa, acum trebuie să mergem să... Ce fuge Cristina? Ca să scap de bunica. Scap de bunica. Ce are ea. Mamă, aici... Ce zice asta? Bunicuța trebuie să știe că noi încercăm să scăpăm. Poți să merg pe ăsta. Haideți să facem... Haideți să găsim o altă cale de ieșire. Sigur e pe ușă. Ia vino, Cristina. Ne păcălește. Cristina, ce faci? Nu-i? Pe aici, pe aia. Da, acolo, pe acolo, ia vino. Ce tare. Super tare, scăpăm de bunica. A, că zic, uite, bine că salvează. Ce aici, protezele bunicii. Protezele uaide, că... S-a salvat. Hai să sărim pe proteze. Așa, ai grijă că... Manet, ți-am zis că ai grijă că protezele respiră. Protezele respiră! A, nu poți. Ai grijă să nu te... A, e greu, trebuia să sar mai dincolo. Asta zici că sunt niște sandwich-uri. Vezi că nu poți sar pe asta galbenă. Nu poți? Nu, nu poți. Uite aici, doar proteze. Doar pe proteze. Da, vezi că trebuie să-i pauză la următoarea. Da, e o pauză la următoarea. Așa. Proteze, mamă, dar ce dinți are. Super. Așa. Și tot prin gaură de aerisire, nu? Da. Vai, americană. Prin care parte o luăm? E un labirint? Nu știu. Labirint? Nu știu. Oare reușim? Cristina vine după mine. Vine după tine ca să nu ne pierdem. Așa. Mamă. Felix, ai instincte bune? Cele mai bune. Hai, vină tu după mine acum. Uite. Am găsit. Instinctul era al meu, Cristina. Hai să vedem ce mai găsim de data asta. Așa, stai multe rufe. S-a salvat, da. Stai, ce pe geam? Nimic. Pe ușă. Oh, bunică, te-ai mutat să croșetezi? Fii atent ce a croșetat. Și mănâncă și bomboane. Eu mur pe capul ei și de pe ei sar pe bomboanțe. Nu se poate de pe capul ei. Dar nu poți să sar pe asta de croșetat, una peste una. Auleu, stai că e greu obiul ăsta. Stai, tu poți sari pe bomboanțe. Am sărit pe bomboanțe și... Te-ai lăsat? Nu, murit. Cred că trebuie să sar pe astea, dar asta e genial de greu. Pe care? Cred că trebuie să sar. Ia să văd dacă poți sar. A, pe astea pe covor? Mamă! Ce nebunie! Ce ai reușit? Fii atent, pe bomboanță nu poți să arte, păcălește. Da, deci noi ne-am dus ca fraie. Uite, ăla vine din partea alaltă, ăla plânțu pe ce ușă a venit. Da? Hai să ne ducem și noi. Asta este chiar greu. E foarte greu aici obiul ăsta cu bunica. Și-a închis rufe peste tot. Hai că merge. Și acum să nu sar pe farfecă. Am reușit. Vii? Eu sunt bucăți. Vii, Cristina, vii? Hai că merge. Câte ușor. Ce-i paralaltă? Ce faci, mă aștepți? Trebuie să dau salveze la mine. Link. Perfect. Hai că ne așteaptă lucruri mai faine. Așa, ușor. Da, Cristina, tu cum mergi? Nu mergi de sus, mergi de jos la asta. Uite așa. Vezi? Pe așa făceam și eu. Așa, uite așa. De jos. Stai să vin înapoi. Așa, haide. Hai că trebuie să aștepți prin... Sar. Bun așa, da? Nu poți, Eli. Cum ai sărit direct pe aia? Sarcă-te puțin. Nu pot pe croșeturile astea, pe mileurile bunicii. Cum nu poți? Mai încearcă, ia să văd cum sară, încerc o dată. Dar bunică, cine te-a pus să croșetezi atâta? Dar nu mai stai lângă mine, că mă derutez. Așa.
Stai puțin, a dat cu capul de rufe, n-ai voie să dai cu capul de rufe? Hai, n-ai voie să dai cu capul de rufe. Lasă să trec eu ăsta, vino cu acea. Trece tu, Felix. Trec eu, ia să vedem dacă poate, Felix. Stai puțin să mă vedeți și voi, să nu ziceți că după aceea nu vedeți nimic, că nu pot să pun la Cristina. Uite așa, să vedeți pe, pe Cristina cum ar fi trebuit să treacă. Adică pe gamerul de Felix. Așa, să vedem. Asta e cel mai greu hobby de până acum. Oh, de greu, e greu de pe căutorul Cristinei, e foarte greu. Din cauza butoanele mici, ca de femeie. Sunt butoane finuțe. E greu de pe laptopul tău. Dar s-ar putea să poți, că ești gamer. Așa? Bravo, Felix! Bravo, vezi? Tu trebuie, tu trebuie să dai așa puțin în față. Ai plecat deja. O, aici azi ghem. Tu trebuie să dai, uite când sari, poți sari și poți dai așa puțin din aer în față, în spate, știi? Okay. Aici cred, presupun că trebuie să sari pe lângă ghem. Ia să trim pe ăsta așa. Pe ăsta, așa, pe ăsta, așa trebuie să sari. Doamne, ce tare e hobby-ul ăsta. Așa, e diferit. E 100% ia, diferit. Uite, știu, am crezut că trebuie să merg prin bucata asta, nu se poate, să merg pe aici. Vai, ce tare. Uuuu, era să mă duc de... Stai, stai, salveze. Stai puțin. Nu mă amintesc să... uite, de cusut. Mamă, ce fain. Și sânge, adică să... pe aici, așa, pe aici, așa, pe aici, așa. Mergi paralel, paralel, de partea, 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 alta. Așa. Hai că a fost ușor, m-am speriat degeaba cu lamele astea. Hai să salvăm. Ce asta? Stomacul bunicii, ce asta? Ce asta? Ce asta? Man, that was my favorite couch. O, da, a fost aia favorita. O pisică, desigur, bunicuțele au pisicuțe. Da, that's fine. Hai pe bomboane. Bomboanțe. Felix, am mutat. Acum trebuie du-te tu. Pe băț. Și s-a salvat. Uite asta, dar nu e lucrani. Ursulețul lucrani. Ce le caut aici așa? Nu știu, a venit și el aici, deci am salvat, da? Sper să fie lung obiul ăsta, că e cel mai distractiv. Aici trebuie să trecem pe lângă ele. Gummy bears! Ursuleți ne-a topiți. Ce faci? E nebună, e bunica. Dar cum s-au topit așa? L-a lăsat la căldură? Da. Așa sunt ursuleți. Hai că a fost ușor! Dar foarte tare obiul lor. E fain că e diferit. Hai, salvăm. Da, am salvat și eu, da? Oh my god, ăsta cine-i? Ăsta ce e aici? Micul dejun! Salam cu ou, cu cârnați, cu salam și cu cârnați. Sănătate curată, de dimineață. Asta a mâncat bunica la micul dejun. Masa campionilor, ce știți voi? Aici cred că trebuie să... pe lingură. Pe lingură? Da. Pe lângă lingură. Pe lângă lingură! Uite, pentru că am mergem pe lângă... și tu ce n-ai mers? M-am dus pe perete, pe lângă perete. Cred că trebuie să nu atingem nimic, înțelegi? Vezi? Să trecem printre ele. Da? Vezi? După aceea, deasupra de sucitor, să nu atingi nimic, toată mâncarea asta și toate lingurile sunt rele. Cât zahăr. Și pe sucitor se poate? Sar peste el. La margine, uite acolo, unde-i mânerul. Să nu atingi nimic, haide. E frică. Așa, nu atingi nimic. Fiu. Ce bine. Asta ce aici? Gătește bunica? Cu zahăr. Cu zahăr și cu ciocolată și cu făină. Asemenea că s-a salvat, l-am prins și pe ăsta cu... Fiu, asta ce aici? Scânduri. Scânduri, cred că trebuie să mergem pe ele. Asta zici că s-a... Nu putem merge pe ele. Trebuie să alegem scândura favorită. Ce tare, asta zici că e acolo la Slendrina. Da. Nu-i scândura aia? Trebuie să găsim scândura care poți să calci. Prima! Uite și pe Cristina ce șmecher e să-și ales. Vezi la acolo să vezi. Vezi la Cristina ce păzește. Cum ai știut de unde să mergi? Am ajuns în primul. De ce mi-ai luat-o înainte? Așa, pe care era? Asta era. Că nu mai știu care era. Așa, asta. Asta, hai. Da. Și asta te zici așa. Mamă, ce fain. Îmi place că e un obi diferit. Da, deci suntem acasă la Granny. Acasă la Granny. Tu ce faci aici? Ce moare bunica și murdară la gură. Și văd că am mai slăbit cu asta. Am mai slăbit puțin, era mai găsut. Așa, să vine aici măcar. Dar ce obiuri... E mi-a zburat capul. Ce faci acolo, Cristina? N-ai putut să treci peste un macrameu? Era prea gros. Așa, peste un macrameu. Așa. Și acum presupun că trebuie să mergem peste asta. Pe gemurile astea. Da. Presupun, mamă, gem de lână. Mai bunicile voastre mai se mai împletesc sau se duc direct la se gemuiesc? Mai se gemuiesc? Se gemuiesc sau se duc direct la magazin și cumpăr plovere și ciorap? Mă refer la ciorap. Ce fain e asta, Nadia Comăneci. Du-te. Vai, Felix, ăsta e opiul meu preferat. Arată super șmen. Ce fain asta. Chiar super e foarte fain. Aici pe ace. Asta sunt ace? Am crezut că sunt bomboanțe. Sunt ace dintre alea de siguranță. Și aici ce fac? Fii atent, mă urc. Vino și tu. Te urci? Da. Oh my god, urcăm pe bunica.
Și aici urcăm și mai sus. Îi urcăm în cap, știi că așa fac nepoții. Ok. Îi sar în cap bunicii. Și acum așa. Și aici nu știu ce trebuie să facem. Bunica m-a înghițit. Ce trebuie să facem, Felix? Nu știu. Mergem pe partea asta. Poți să urc. Asta e tot obiu? Tu unde ești? Deasupra, în capul ei undeva. Ești la mână. Da, ești la mână. Ești la mână, uite acolo pe Cristina. Ce faci, Cristina? Întoarce sus, întoarce înapoi. Îi pup mâna bunicii. Nu, pupa, că ținește bun de umblat. Nu se spală. Vai, ce tare, și are și bigudiuri. Cred că ăsta e tot obiu, nu? Vai, tot, dar poate mai bag update-uri, adică nu știu, super, super tare. Asta a fost unul dintre cele mai amuzante obiu pentru noi, pentru că a fost ceva diferit. A, Felix, uite, sunt niște prăjituri în aer. Poate mergi să mergem pe ele. Ia ce, aș fi. Adică nu știu. Zic și eu. Haide că merge. Merge? Da. Stai că eu am picat. Ia să vedem dacă Felix face ceva. Am spus pe papucul ei. Oh, pe mine. Ah, și eu la fel, și eu la fel. Stai să vedem. Biscuiții Ana ajung. Ah, trebuie să ajungem în gură la bunica. Deci dacă mai este mai lung. Oh, de mine că trebuie să merg acum înapoi. Mergem pe biscuiți. Stai să vedem ce face aia. Cat. Cat, cat. A căzut. Să vedem ce face fata. Am căzut și eu din cauza lui cat. Ai căzut și tu? Catule! Ați căzut amândoi. De roz la păr decolorat. Așa, deci atunci mi-ai biscuit să merg la ea în gură. Eu sunt cumva prima. Și prima? Și voi fi ultima. Așa, cum ai, știu, iar n-a reușit nicio. Cum ai reușit înainte ca să tu nu știu, așa e, norocul începătorului. Așa. Nu puteam să salveze mai aproape, ce tot? Deci dacă putem să intrăm în gura bunicii și de acolo mai mergem și în alte părți. Ar fi chiar jocul super fain. Genial. Așa. Nu pe bomboanțe. Ah. Eu las pe Felix să văd. Opa! Te-ai dus în altă parte? Da, nu știu ce se întâmplă. Oh, oare mai reușesc eu? M-am dus în altă parte. Te-ai dus în gura bunicii! Hai, Cristina, vino și tu că e super fain, obiul continuă. Imediat! Hai, Cristina! Oh, ce dis galben! Da? Hai că reușești, hai că ești pe alea. Hai, Cristina! Nu știu dacă reușesc. Sar pe... Felix, va trebui să mă treci tu. Unde ești, Cristina? Imediat îmi voi face apariția. Ce bine, bate palma că eu te-am trecut. Mersi, Felix, că m-ai trecut. Ai ce în gură la bunica? Hai să băgăm. Mamă, ce dinți are. Asta poate să-și bage ață dentară. A trecut și cata asta. A trecut și ea, credeți că a ajutat-o și pe ea un gamer. Vezi că nu cred că trebuie să-i atingem cu asta. Au, el necotă. Ăsta e esofagul, pe aici intră mâncarea. Nu vreau să intru pe acolo, hai să salvat, bine. Mamă, ce-a mâncat bunica asta. Hai să vedem cum reușim să trecem. Oare ne atacă gazele astea? Uite asta ce fericit e. Am mâncat un nepot, bunica. Am mâncat un nepot, mamă. Și am mâncat și puțin salam. Și un pișcot aici, aba nu, ăsta e un cremuști. Deci, ăsta e un pișcot era? Ăsta este obicul grani. Nu, era un cremuști. Aici cred că e una. Pe alaltă. Tu ce vii după mine? Cristina vine după mine. Păi mă vineam cu ea. Și a venit și cat aia. Zice, ăsta știe. Da, deci tot în față. Haide, cat, haide. Nu, cealaltă. Șatrul papuc. Hai că mi s-a salvat, te aștept, cat, mi-a luat-o înainte. Cat s-a dus pe celulele roșii. Globulele roșii sau felile de sfeclă. Felile de sfeclă, prăjută. Așa. Ce-i așa? Nu știu ce se întâmplă aici. Oi de mine. Cristina, tu ce? Wow, bunica are laser în stomac. Va, ce șmecheri, Felix. Așa. Sunt lasere sau sunt morcovi? Cubici. S-a salvat! Haide. Imediat. Descurcă și Cristina. Trebuie să tot timpul să salvezi. Super. Chiar a plecat deja? Da, nu știu ce se întâmplă. Ea este vrednică. Asta e un fel de coastă. Hai de capul meu. E un fel de coastă de granny. Felix, haide! Hai să urcăm pe coloana bunicii. Stai, mă grăbește, Cristina, au reușit și au dat să vine în fața mea și acum se laudă continuu. Dar nu că l-aștept pe Felix, sunt bună. Așa. Așa, bravo. Hai să urcăm pe coloană vertebrală. Și... Wow, asta are coloană vertebrală? Ce, asta e un piaptăn. Un piaptăn vertebral? Am înghițit un piaptăn, intră la deos. Așa, salvat. Oh my god, ce se întâmplă aici. Aici cred că nu trebuie să atingi cârnatul ăla. Stai că-mi ia repede! Așa. Mergi pe lângă zâd. Gamerul deja a trecut. Mamă, câtă gamerii mai vezi că nu știu ce e chestia, dar să nu trebuie să o atingi. Acum mă duc. Vii azi? Vien. Ce comic vine? Am fost șmecheră. Unde ce aici? Hai să vedem unde merge. Sper să ne mai trebuiezi undeva. Ne-a dat afară.
putut să ieșim din bunica. Super. Și stai că poliția a prins-o pe bunica. Să trecem peste asta, să salveze, da. Vreau să văd cum a prins-o pe bunica. Ce zice ăsta aici? Make sure to check out the social media link. Ok. A prins-o pe bunica? Ia să vedem cum arată. Da, foarte fain. Bunico cu burico gol, păi se poate așa. Nu mai poate că hainele s-au strâmtat de când au trecut sărbătorile, știi? Sunt Hai să mergem la discotecă. Ah, stai. Am terminat obiul. Bate palma. Uhu! Că asta a fost un obi super fain. Un obi chiar foarte fain. Aici ce facem? Lasă-mă. Ah, jump pad. Aici putem vedea. Aici sunt chestiile care oamenii care au făcut. Și aici jump pad, speed pad. Am căzut. Aici sunt abilități de să sari în sus sau să. Da, eu am căzut deja. Unde ești? M-am făcut terci. Undeva. Te-ai făcut terci, așa. Tu unde ești? Uite, zbor aici, sar ca un cangur. Asta eu ce fac. Vreau să sar. Sărim ca un cangur. Robiile astea sunt foarte fine, dar trebuie să le facă mai lungi, că pentru gamerii de noi este foarte ușor. Da, ce facem? Mai jucăm încă un obi? Nu. Că e prea fain. Nu, mi-a luat foarte mult ca să caut obi-ul ăsta. Și ca să caut obi. Mai dați-mi și voi sfaturi de obi faine, că le găsiți foarte greu. Ar putea să jucăm alt fel de Roblox, știi? Da. Altfel de chestii. Hai să vedem ce mai putem face. Dar ce Roblox ar putea să jucăm? Ai idee ce putem să jucăm? Nu știu, hai să căutăm. Am putea și așa, nu este iarna, să facem câțiva oameni de zăpadă? Da. Dacă încă și așa nu a venit iarna, vreau să mai fac și câteva peturi. Bun? Bun! Da. Ce faci? Unde ești? Uite aici. Bine, haide să culegem aici zăpadă. Hai să facem o hamburger de zăpadă. Trebuie să ne umplem sacul. Eu am sacul de 500, de cât ai? De 425. Trebuie să facem multe upgrade-uri ca să ne cumpărăm. Ah, trebuie să cumpărăm peturi faine. Slate upgrade coming soon. Vino cu aici la mine. Vino aici la mine să vezi. Lasă-l lângă tine, uite-te. Ah, ce-s chestiile astea? Mi s-au desfăcut. Fii atent, putem să ne cumpărăm. Nu, că nu-i nimic, e bine dacă se spargă. Ah, ok. Uite-te cât costă. 40.000 de argint ne costă Sania. Care e cea mai fină Sania? Cocoleșilor, la voi mai este zăpadă. Că aici s-a topit la noi. Da, ne-am jucat pentru că au zis că o să vină din nou la știrea aia. Ori băga vrăjeli, ori pe bune. Și e posibil să mai vină nisoare. Ăsta ești tu? Eu cred că mi-am umplut deja ăsta. Da, perfect. Du-te acasă la tine, la teleport, știi? Da. Așa, și du-te la tine acasă, la home. Și fă-ți omul de zăpadă. E, ok, cam uite exact așa cum se joacă așa, jocul. Așa, hai să vedem. Am primit o grămadă de argint. Ce mare. Și nu l-ai stăcat. Mamă, poți să faci și mai mare. Vai ce mare e omul meu de zăpadă. Da, 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 poți să dai upgrade. Deci s-au băgat update-uri noi. Și am și altfel de lumini acum. Da? Poți să mai schimb. Eu tot noi jucăm pentru că încă n-a venit vara, așa că de ce să mai jucăm jocul ăsta, că sincer să fiu, nu cred că nu l-am jucat destul pe timpul iernii. Mi-a plăcut foarte mult. Hai că trebuie să ce de-a peturi am. Mi-e foarte drag de ele, că sunt așa de multe. Da, și petul oricum te ajută. Deci de fiecare dată când mi se umple sacul ăla cu bulgări, mă duc să mă teleportez acasă, nu? Da, ca să pui, da. Nu, ne trebuie petul mai tare. Cât argint ai? 4675, am destul de mult argint. Hai să vedem cât costă un pet mare. După ce dai upgrade la omul de zăpadă, da? Da. Chestia aia cum se cheamă. Eu am 91%, l-am puțin mai avansat decât tine. După ce dai aia, mergem să ne cumpărăm câteva peturi, da? Adică ce l-ai tu mai avansat decât mine? Așa, păi fă și tu, am sac mai mare. A, de-aia? Da. Stai să mă teleportez și eu acasă. Da, și cât ai la sută, tu? Din omul de zăpadă? Da. Acum îți spun. Max. Maxim! Dă-i rebirth aici. Așa. Ok. Mi-a dat 1400 de auto. Și mie tot 1400. 5000. Tu ai mai mult argint. Da. Din cauza că ai peturile mai șmechere. E, de-aia. Unde ești tu? Vine aici în mijloc la brăduleț, știi pe unde? În mijloc, uite acolo. Okay. Stai să-mi iau cât costă un pet. Hai să ne cumpărăm un pet petare, că n-avem niciun pet șmecher, da? Un pet sau o petardă? Nu, fără petardă, nu vă las petardă. Nu suportă petardă. Vii, Cristina, vii? Da, vin. Dar mai au și niște acadele. De asta întârzi tu, că ți-ai aici poți să urci la etaj. Ce putem lua? Un pet? Ia vină puțin. Ducem la etaj? Poți să-l la etaj și aici. Gone fishing, Santa's office, employees only. Asta o să putem mai târziu, probabil. Na, acum ne putem lua peturi și ăsta de gold e foarte scump, da? 26.000, okay. Dar putem să luăm pe ăsta de silver. Ia să-mi iau unul și după aceea ții tu unul, da? Da. Oh, mi-am luat un din ăsta cu șapcă. Ce cute! Ia și tu ceva. Ia să vedem ce-mi pică. Tot dintre ăsta, Festive Penguin. Ia să vedem cât de tare este Festive Penguin-ul. Trebuie să-l scot afară? Poți să te uiți un pic cât de tare este. Colectează 5. 5, 7, 4. E mai tare decât petul meu de level 10. Gold? Nu, prima dată îl pui la lângă tine. Take out, da. Și acum level up? Da, trebuie să te level up. Eu am 5, 7, 4. Al tău cum este?
Al tu mai 5-7, nu, al tu mai tare. Și dă-i convertul gold. Ok. A, nu, oh, l-am vândut din greșeală. M-ai zăpăcit. Și eu l-am vândut. Da, l-am, deci nu trebuia să dăm upgrade, nu convertul gold. Ah, chiar, am crezut că-l facem auriu ca la Pet Simulator. M-ai zăpăcit. Mai să faci, Cristina. Da, deci am făcut roze niște aur. Am făcut niște aur 60 și era un pet atât de bun. Ne-a ajutat să colectăm mai repede zăpadă. Aveam tot așa mai bine. Trebuie să mai facem roz de bani. Haideți să mai băgăm aici la omul de zăpadă. După ce ți umpli aia de o faci mare, știi? După ce ți umpli ghiozdanul, după aceea te duci la omul tot de zăpadă, știi? De ce nu apăsi pe unul și nu știu de ce nu mai colectezi? Apăși, dai cu asta cu click. Pe aia prima. Păi am dat și mai înainte și nu merg. Merge, nu-i zăpadă acolo. Merge acum aici, vezi? Okay. Nu peste tot e zăpadă, știi? Mm. Ia uite ce fain, colectăm noi. Și pot să-l bat pe ăsta. Hai că e fain. Deci am făcut rost de un super pet. A, ați văzut o codiță de Moscova? O codiță de Moscova? O codiță de acolo? Moscova! Așa, să vedem, umplem asta și să facem... Deci acum trebuie să facem din nou. Era pet așa fain ăla. I know, dar nu știu de ce ne-am luat unul după altul. Amândoi am făcut aceeași greșeală. Trebuie să dau upgrade, nu știu. Da, și eu trebuia să dau level up acolo de mai multe ori. Vina lui Luffy. Sigur. Dacă deam level, dar să știi că deci eu am pe de level 10, probabil și tu ai, da. Și ăsta e mai tare decât pe tu de level 10 era level 1. Deci îți dai seama ce tare era. Era super special. Da, las că mai luăm, noi mai luăm, facem un rost de bani. Tu oricum faci rost mai repede de bani decât mine. Mă duc acasă să mai pun aici pe acasă. Așa, nu aici dau. La peturi ne teleportăm acasă. Și cât argint trebuia? 4700. Hai că-l facem. Tu-l faci am mai deja 3100. Eu am 2500. Îl faci și după aceea mergi și mai luăm un complet, tu faci mai repede decât mine, ți-e ușor. De asta am zis. Păi da, și după aia imediat ce facem mai luăm un pet, da? Da. Trebuie să-l luăm. Poate avem norocul să ne-l dea pe același fain. Sau mai fain, că e și sau mai fain. Sau mai fain. Da, sau mai fain. Nu mai dăm, să nu mai aud convertul gold. Nu mai dăm convertul gold. Așa, de peturi avem. Ne-am crezut că e ca la ăla, ca la Pet Simulator, că îl faci gold pe el. Da, era prea simplu. Știți? Și ne-a dat 60 de gold. Nici măcar nu ne-a dat mult, adică da. Pe bune. Ăla ne-a ajutat să ai spațiu mai mare și colecta mai repede și zădea și multiplicator la alea, baghetele de zahăr. Știi ce baghete, nu? Da, astea pe care le colectezi. Da, da, să facem, umplem sacul. Cred că te-am văzut. Mai văzut? Cred că da, asta e să vezi că vin și eu dintr-o parte cu un bulgăre mare. Uite, da, tu ești acolo, te văd, uite ce faci. Eu sunt, te-am recunoscut după freză. Cam departe de casă ești, Cristina. Da, azi departe, da, departe de casă. Se rebelă. Lasă că mă teleportez acum, că mi-am umplut. Că ți-ai umplut sacul. Da, deja mă duc acasă, e ora de nani. Uite la mine pe ecran. Dacă îi bați pe ăștia, da? Da. Stai să vezi. Ce îți dă? Din astea. Ah, fain. Și mi-a dat 34. Fain. Dar din alea... Cât îți trebuie pentru, cât ai zis pentru pet? 4700. Am 4805. Mergi cu mine să luăm? Da, stai să-mi umplu și eu asta. Imediat. Haide că eu mai umplu. Ah, eu voiam să iau aia. Tu ești asta? Ah, nu ești tu. Stai că vine imediat, dar eu n-am destul. Am 4500. Stai să mai fac 4800, mă dau mare. Fac și 250 și merge imediat. Da. Atunci eu îmi fac mai mulți bani până ce faci tu acolo. Laudă-te. Asta e la mine? Nu știu dacă e la mine. Laudă-te. Ăla e al tău, da. Da, mi-a dat și mie 22 de dintre astea. Știu, nu trebuie să mă bat cu ăștia. 5000, haide, da. Bun, dar stai că nu știu unde ești. Mergi la Brad, acolo unde luăm petul. Da. Sunt. Tu unde ești? Ești înăuntru? Acum vin. Eu merg pe gheață. Așa, super. Super, să ajungem. Ia să-i luăm, ia primul, vin. Ah, dar tu ai venit prin partea aia. Da, acum vin. Ce tot faci? Și în casă mai ai, apasă pe unul, ca să nu mai... Așa, ia să vedem aici, silver. Ia să vedem ce-mi dă, ceva mai bun. Acela, vreau să bun. Același. Ia să văd ce-ți dă. Ce-ți dă? Oh! Blink bear. Uncommon. Deci că nu-i comun. Dar mai aveam unul. N-aveai. Un blink bear. Ia să văd. Aveai tu? Da, adică îl țin minte. Ia să văd. A, business bear. De la pet să vezi. Dau la pet, da. Și... N-aveai. Ba, aveai. Oh, ai cât de tare este, Și dă-i și take out. Ah, cât de tare este, o să mă mânci, Cristina. Ia să uite, level up acum, da, level up și mai tare. Dă level up de mai multe ori, câte poți. Dar nu mai pot, că nu-mi trebuie bani. Ok, în primul rând, eu am 675, tu ai 700, vezi? La aici, câte zăpadă. Și în primul rând, tu ai colectare zăpadă mult mai tare. Cristina, o să mă mânce de view. Îl mâncă pe Felix de view. Are descurcă mai bine, Cristina. Ai multiplicator la toate chestiile și, de exemplu, când e acum o din asta, dai și mai tare oamenii de zăpadă, nu mă avantaje. De parcă m-aș bătea cu ei.
Păi da, dar de exemplu, înainte de un daimer și acum o dai vreo 10. O, mai repede, mi s-a făcut ta mai bulgăru. Da. Uiau! Eu și cu o fată ne-am bătut pe dintre astea pe bomboane și eu le-am luat și mi-au dat 34. Trebuie să zic că îți dă multiplicator și la bomboane. Mamă, știți câte bomboane? Ia uite ce-mi zăpoa, dar ăsta. Dacă mai treci pe Cristina, lângă mine, Felix. Cristina, uite-te! Doamne, când mai treci pe lângă mine, da? Să vezi cât de mare mi se face mie bila. Am văzut că ai multiplicator. Adică parcă mi se pare și mai mare decât am a ta. Am văzut, nici nu mi-e ciudă. Să știi că nu mi-e ciudă deloc. Așa. Să vedem cât o să-l umplem pe ăsta al meu. Wild Snowman. Câte dintre ale bomboane ai tu? 170. Știi câte am eu? Am văzut. 300 și 366. Ceva. Dar Cristina tot le adună. Păi da, pentru că eu sunt pusă pe treabă. Mă întreb câte petru puse aici, că avem 5 petru și așa țopă e... Nu știu, am văzut mulți că au foarte multe. Au șatra de purandei după ei, papuc? Da. Ia să dau așa una asta. E fain că imediat îmi umplu bulgărele. Aha. Așa. Ia să mă duc acasă. Mergem... Oare asta o fi casa mea? Oare acasă. Dai teleport home. Dar eram pe aici, pe aproape. Cineva mi-a zăpada din fața casei. Shame. Shame. Rușine. Da? Da. Cineva mi-a zăpada din fața casei și asta nu place mie. Să vedem dacă Max Snowman size reached. Rebirth needed. Vrei să vii la mine acasă, vezi ce mare? Da. Ca să dau și o rebirth. Ok. Ia uite ce mare am. Imediat. Oh my god! Vă dați seama să facem așa ceva în realitate. Vin acum, Cucos Cristina. Hai să vedem cum are Cucos Cristina. Oh, ăsta e al tău? Da. Bă, Cristina, ce faci? Nu știu, dar mă duc să-mi dau un rebirth. Și câți bani ai? Hai, decât îmi spucat toți de-a ție. Mamă, ce șatră avem aici. Dă-i click pe asta de aici, pe bulgări zăpadă. Dă-i click pe bulgări zăpadă, al doilea de jos, al doilea. Al doilea? Acum dă-i click pe aia. Dă-i click, așa, acum dă-i. Păi, da. Așa. Am 1900 gold. Am 2082, te-am trecut la gold. Păi da, dar eu am dat rebirth-ul, n-ai dat. Mă, uite ce pet ai și tu. Ce pet ai? Oprește puțin. Stai că mă duc. Oprește puțin. Bine. Ce pet e ăsta? A, ursulețul, tare fain. Ia-ți aia. Aha, ți-o iau eu. Ia-ți-o. Cât îți dă ție când eu din asta? 34. Wow. Puțin jelly. Și ce pot să fac cu ele? Cam 400. Pe le vin și îți dă gold. Ah, înțelegi? Și dă mult gold. Nu știu dacă îți dă foarte mult gold astea roșii. Știu că asta făceai, că uite aici, le vin zâmbă. Mă duc acum să le vând. Întâlnesc așa spurgătorul ăștia din nucă, de coco. Și dacă așa mai iau încă un pet, oare? Nu, că ăsta e tu ție din argint, ăsta e din aur, pentru că ăsta dai upgrade. Tu poți dai upgrade acum. A, da, las că dau acum upgrade la ursuleț, că ăsta parcă ai zis tu că e cel mai tare. Da. Ok. Așa. Hai că-mi place, deja încep să mă descurc și aici. Ai dat upgrade? Da. Level up. Poți mai dai. Nu mai pot, că îmi trebuie încă puțin. Poate poți dai upgrade la alt pet. Cine dar știe? Vreau să-l fac pe ăsta super bengos. Păi poți să mergi și alții mai super bengoși, că sunt multe bengoșii mei în viața asta. Hai să mă duc acasă, că am o geanta plină. Mergem acasă. În sfârșit am început și eu să înțeleg jocul ăsta. Și foarte fain. Oh, deja am 5600 de argint. Mă duc să mai cumpăr unul? Eu cât am. O să cumpăr o data viitoare. Mamă, Cristina, tot neavantajul nostru. O să închidem aici, dacă vrei să ne jucăm jocul ăsta, cel puțin când vine iarna, eu la jucam continuu, da, nu știu. Vreau să mă simt așa de bine. Și să vedem ce petru mai ne pică. Nu s-a apăsat butonul de cocolai. Scrieți un comentariu ce vreți voi, dacă simți un obiect care să jucăm, scrieți-l în comentariu, pentru că nu prea găsesc obi. Da, și ne vedem data viitoare. Pa!